Astăzi a votat bugetul județului pe anul în curs. Exemplar este modul în care consilierii județeni au dezbrăcat haina politică și au consolidat un buget transparent care a mulțumit pe toată lumea. De altfel, trebuie spus că bugetul a fost votat în unanimitate. Cu mici amendamente, consilierii județeni au apreciat la unison echilibrul și profesionalismul de care s-a dat dovadă în repartizarea sumelor pe domenii de activitate și către unitățile teritorial-administrative din județ. Pregătirea bugetului s-a făcut corect. Deci au fost consultate toate instituțiile publice și serviciile care sunt sub coordonarea Consiliului Județean și le finanțează Consiliul Județean. Dacă ne uităm pe execuția la 31 decembrie 2012, la multe instituții s-a chiar scăzut ceva sau dacă s-a ridicat în limita bunului simț, astfel încât că, mă rog, cererea respectivă care o aveau era foarte bine motivată și justificată. Mi-aduc aminte cu ani în urmă că o ședință de aprobarea bugetului ținea una, două sau chiar trei ore. Iată că am dobândit experiență și am reușit să ne punem toți de acord în ceea ce privește împărțirea bugetului și realizarea obiectivelor care ni le-am propus. De fapt, nu asta în primul rând vreau să remarc, ci faptul că e bine că avem ce împărți. Și dacă avem ce împărți, banii știm cu toții că vin de la agenții economici, din mediul privat. Și aici vreau să remarc activitatea Consiliului Județean în sensul de a sprijini, potrivit legii și posibilităților, agenții economici din județul Alba. Ați inițiat diverse acțiuni și activități, astfel încât oamenii, chiar dacă noi ajutăm foarte mult, să simt băgați în seamă, respectați, că vorba aceea de acolo, din banii care noi astăzi am împărțit aici și doresc ca și în continuare să avem aceeași atitudine față de agenții economici. Vreau să apreciez ca bună această propagandă pentru bugetul propriu al județului Alba, pe care l-ați consolidat și l-ați creat împreună cu o lungă și bună colaborare cu instituțiile care sunt în județ. Această preocupare a dumneavoastră, mai ales pentru Spitalul Județean, este foarte bună. Colaborarea, vedeți, dacă este un manager bun, ceea ce toată lumea dorește, un management de calitate și implicat în a face față tuturor cerințelor la un nivel bun pentru sănătate în județul Alba, ceea ce a fost totdeauna o lipsă, o carență, un medic bun, deci un management bun aduce și calitatea serviciilor medicale. Inspectoratul Școlar al Județului Alba beneficiază și în acest an, după cum s-a văzut, de o colaborare pe 10 de proiecte care sunt realizate împreună cu Consiliul Județean. Este ceea ce se întâmplă de vreo 6-7 ani încoace și este bine cunoscut faptul că dacă în activitățile extracurriculare nu ai un suport material, diplome, premii, ca să le dai elevilor, să stimulezi cadrele didactice, să aducă copiii la aceste competiții care sunt foarte bune, foarte interesante, nu au atractivitate aceste competiții. Și de aceea subliniez pe această cale, pentru că acum e momentul la stabilirea bugetului și a proiectelor și a programelor, faptul că și în acest an cadrele didactice, elevii pot să-și manifeste practic absolut orice tip de imaginație în orice domeniu, începând de la turism cu manualul de istorie și terminând până la competițiile sportive care sunt atât de bine primite de către ei, într-un cadru organizat pe care îl girează și Consiliul Județean și pentru asta vă mulțumim celor care ați realizat proiectul și programele. Se vede că experiența domnului președinte și elanul celor doi vicepreședinți au dus la formarea unui buget sau preunarea unui buget la nivel de județ care să îi face pe toți faptul că s-a votat în unanimitate. Aș vrea să fim puțin mai atenți în ceea ce privește împărțirea banilor către primari, având în vedere că sunt zone defavorizate și nu e vina lor că încasează 50% la venituri proprii de la persoane fizice. De aia trebuie ajutați la începutul anului cu o sumă care să le permită odată să poată demara și scrie proiecte pentru a aduce bani și a face lucrări în zona respectivă.
și, într-al doilea rând, să nu fie, știu eu, să nu fie pe același picior de egalitate cu primarii din celelalte zone care încasează sumele totalitate. Cu speranța că banii care am prevăzut ajung la oamenii de rând, deci prin proiecte la cei care ne-au votat, eu vă felicit și vă doresc multă spor la muncă la toți colegii și la conducerea județului. Bugetul este repartizat cu discernământ și echilibru, acoperă întreg spectrul funcțional, pornind de la sănătate sau învățământ și terminând cu sportul. Și anul acesta, așa cum s-a spus aici, ne îndreptăm atenția către investiții, fie că e vorba de infrastructură, fie că e vorba de infrastructura de sănătate, fie că e vorba de infrastructura culturală și tot ce este nevoie în județ. Suntem partenerii cu multe administrații locale și vă promitem noi cei care suntem aici în fața dumneavoastră împreună cu aparatul Consiliului Județean că nu o să fie probleme în a pune în practică tot ce ne-am angajat prin acest buget, atașat fiind și programul de lucru pe anul 2013. Către unitățile teritoriale administrative se vor îndrepta 15,6 milioane de lei, urmând ca la rectificarea din vară să se repartizeze alte 9,7 milioane lei în funcție de proiecte și necesități. În ceea ce privește echilibrarea, procedura a fost cea pe care cel puțin o aplicată de când sunt aici la Consiliul Județean. Împreună cu grupurile de consilieri județeni, funcție de numărul de primari, suma am avut-o, pusă la dispoziție fiecărui grup, fiecare grup, împreună cu consilierii, împreună cu administrațiile locale pe care politic le administrează, refer la primarii de PD, PNL, PSD, și-au stabilit prioritățile pe care urmează să le sprijine fiecare unitate administrativă. Deci așa a fost. Suma totală 156 de miliarde de lei. Bugetul general al județului pe anul 2013 este de aproximativ 295 milioane lei, iar bugetul propriu de aproape 200 de milioane de lei.